Divizionara feminină de handbal de la CSM Slatina întâlnește duminică în sala de sport de la LPS principala contracandidată la accederea în Liga Națională CSMina Urbaia Mare, într-un meci în care miza poate însemna totul sau nimic. Fetele Victorinei Bora au nevoie de cele 3 puncte puse în joc pentru a rămâne în fotoliul de lider. Este meciul pentru locul întâi și noi și ele sunt legate de puncte și ne dorim victoria pentru că poate vom fi mai liniștite în privința promovării. Și ne dorim ca sala să fie plină și așa dânsii vor avea un aport foarte mare în obținerea victoriei. Este un meci de foc doar prin prisma faptului că joacă locul 1 și cu locul 2 și atunci clar amândouă echipele își doresc același lucru, promovarea, dar noi ne gândim doar să ne facem treaba pe teren, să tratăm meciul cu seriozitate, așa cum le tratăm și pe celelalte și să demonstrăm că ceea ce s-a întâmplat în tur a fost o greșeală. Cum am spus și în alte interviuri, noi am pierdut acolo pe greșelile noastre și atunci vrem să reparăm ce s-a întâmplat acolo și să ieșim învingătoare din acest meci. Va fi un meci dificil, dar în care ambiția își va spune cuvântul și echipa care va face cele mai puține greșeli va câștiga. Sunteți pregătite de această confruntare? Da, bineînțeles, întotdeauna. Partida dintre CSM Slatina și CSMina Urbaia Mare are loc duminică de la ora 11 în sala de la LPS. Intrarea este liberă.